Se îmbină foarte bine, pentru că eu consider că îmbin utilul cu plăcutul și atât medicina, cât și domeniul muzical presupune această adresabilitate față de oameni și mie îmi plac oamenii, eu iubesc oamenii din jurul meu. Sper să existe reciprocitate din punctul ăsta de vedere și nu doar din acest punct de vedere, să spun, se potrivesc. Se potrivesc și pentru că sufletul meu rezonează atât cu muzica cât și cu medicina și atât timp cât oamenii în general fac ceea ce le place, nu cred că nu se poate să aibă un rezultat bun domeniul sau domeniile respective. De multe ori sunt întrebat cum poți să faci față, cum și medicină și muzică. Două profesii grele pentru care trebuie să înveți constant. Trebuie să înveți constant, trebuie să acorzi foarte mult timp. Recunosc că ar trebui să acord poate mai mult timp decât acord, dar după cum spuneam, îmi place foarte mult atât medicina cât și muzica și atunci nu mi se pare că ar fi ceva greu sau imposibil de realizat. Și într-adevăr, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul familiei mele reușesc să duc la bun sfârșit atât activitatea medicală cât și activitatea muzicală. E important să ai un sprijin în rândul familiei? Este foarte important, poate chiar aș spune vital, nu doar important, pentru că nimic în lumea asta nu poți să realizezi de unul singur. Și după cum spuneam că îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu prin intermediul oamenilor și nu numai, te ajută să duci la bun sfârșit ceea ce îți propui.